pericol pe care îl văd eu, pentru că are și părți bune, bineînțeles, ne ajută aici în foarte multe domenii și cred că va revoluționa multe domenii, medicină, știință, o să bubuie, sunt sigură. O parte periculoasă pe care o văd eu în AI sunt aceste chestii ce țin de deepfake. Acum vedem că au început să apară tot mai multe imagini create false cu vocea, cu imaginea, sunt, sunt destul de înfricoșătoare. Sper să reușim ca pe viitor să distingem. Acum AI-ul este la un nivel rudimentar din ce văd, dar cred că va ajunge mult mai sus. Sper să putem distinge sau să apară aplicații sau tool-uri care să ne ajute să distingem adevărul de chestiile astea false și cred că în zona asta va fi periculos, că oricine poate să ia, vorbim de bullying, și ia cineva imagini cu un copil pe care nu-i place și Doamne ferește ce poate crea și ce se poate întâmpla. Iar pentru fete este o problemă legată de stima de sine. O să vedem tot felul de filtre. Nu o să mai fie filtre, o să fie AI-ul cu totul care va crea niște imagini cu totul distorsionate față de realitate. De aceea ține de noi, părinții, de profesori, să fim acolo alături de ei în această călătorie.